audieri în dosarul fraudelor bancare, întreaga conducere a OTP Bank, suspectată de operațiuni financiare făcute în mod nelegal. Trezorierul unității de creditare a dat explicații în acest moment despre neregulile găsite. Aveți legătură cu dilapidarea de la bancă? Erați complicele fostului dumneavoastră șef? Ce s-a întâmplat cu banii spălați din bancă? A stat foarte mult la audier. Dumneavoastră sunteți martor sau sunteți urmărit penal? Cine mai este anchetat? Ce contribuție ați avut dumneavoastră în dosarul acesta, Paxia? Ați fost complice cu șeful dumneavoastră?